Am revenit în platou la discuția despre camerele agricole. Domnule Sturescu, domnul Bașu spunea înainte de pauză de faptul că dacă se va reveni la legea sau în forma legii 283, aceste prime 13 camere deja înființate ar trebui să fie dizolvate și să ia de la început procesul. Da, practic, luând la zero. Asta e, dacă e înțeleg. Dorință, dar important este că acum, în momentul acesta, n-ai cum funcționa. Este un grup care, până la urmă, a avut o inițiativă în ultimul an și am ajuns acolo și o să vă pun la dispoziție toate modificările, până la urmă, care punct cu punct. Mm-hmm. Și cred că va fi un lucru bun. În aceste modificări și Ministerul Agriculturii a fost de acord ca aceste camere care s-au înființat să rămână mai departe. Până la urmă, noi am muncit până acum. Dacă ne referim și ați arătat mai devreme starea agricultorului sau micului fermier din România, producătorului, noi l-am denumit în modificările noastre producătorii. Până la urmă, trebuie să includem și procesatorii aici. Trebuie să avem grijă de acestea și obiectivul principal, după ce va trece legea, să înființează camerele agricole în toată țara, ar fi organizarea unei piețe de desfacere a produsului. Vorbim, și a spus, și fermierul acela mic ar avea unde să-și vândă produsul. În ce fel această organizare a pieței de desfacere? Rând, începând de la comună, județ și național. Trebuie să avem grijă, începând, cum spuneam, de la comună. În fiecare comună va trebui să fie un angajat al Camerei Agricole Județene, care în felul acesta putem să avem și o statistică. Dar punct cu punct până la urmă, pentru că în momentul acesta la primării, după cum știți, nu există un registru agricol, nu există o evidență. Întrebați într-o comună câte hectare are de grâu sau de porumb și nu știe nimeni câte animale sau și mai departe. Păi bun, dar această piață, această organizare a desfacerii produselor, cum o vedeți? Adică să faciliteze intrarea în piața producătorilor, să negocieze pentru ei cu supermarketurile? În primul rând, camerele agricole pot să-și creeze depozite. Dacă nu există în acel județ, camerele agricole pot să acceseze fonduri, să-și creeze fonduri, să-și creeze depozite de cereale, legume, fructe, procesare, exact cum era și altă dată. Și dau exemplu un lucru bun care l-a avut Ministerul Agriculturii cu tancurile de răcire. Foarte bine intenția, foarte bună intenția, dar ce făceam cu laptele din tancurile de răcire? Venea omul la comună unde era instalat, unde mergea laptele. Și vă dau exemplu în Mehedinț. Nu există nici măcar un centru de colectare, nu mai vorbim de procesare. Era odată. Dar Camera Agricolă trebuie să, prin specialiștii care îi va angaja, va trebui să implice și dacă vorbim nu specialiști numai în agricultură, în domeniul vegetal, zootehnic și așa mai departe, până la urmă și să fie un bun comerciant, trebuie să ai un specialist în așa ceva. Da. Deci să înțeleg că unul la mână ați vrea ca aceste camere agricole să preia din atribuțiile statului sau ale ministerului, să gestioneze acei bani care vin din minister pentru o anumită chestie, cum iau tancurile de răcire, și să fie implementate mai bine la nivel de comună, pentru că ei știu mai bine care sunt problemele. Nu știu dacă la nivel de comună, la nivel de județ. La nivel de județ, da. Important este să fim lângă acel mic fermier, cum spuneam, care produce și nu are unde să-și vândă marfa. Deci aici trebuie să ajungem. Sărăcia despre care vorbeam, care există în România. Și putem spune că noi muncim, românii muncesc și sunt serioși, și asta se vede și în străinătate unde au ajuns spaniola. Nu vorbim de... Nu sunt toți la fel care fură și așa mai departe. Poate e un 1%, dar cei care pleacă și lucrează pe Italia, Spania și în alte țări, pe Germania, și aduc rezultate acolo, de ce n-ar putea să muncească aici? Problema este, nu au unde să-și vândă marfa. Vorbeam de acele proiecte mici. S-au scos foarte bine. Vor veni poate mai mari, 15.000 de euro acum pe ferma de familie. Produce. Ce facem? Cui o vină? Vorbim de județ. La un nivel de județ sunt 2-3 piețe.
dar sunt mii de fermieri mici. Credeți că vor avea toți loc în acea piață? Dacă noi trebuie, în felul acesta trebuie să organizăm, să obișnuiască să contracteze produsul și să fie sigur că el poate să-și vândă marfa. De produs producem toți. Ce facem? Noi ne vândem marfa. Noi, mai mari fermieri, ne descurcăm. Avem cantități și, acum vorbim de vegetal, dar și animal și legumicol. Au o suprafață mai mare de seră sau de solar. Are intrare, poate să meargă pe hipermarket, dar cei mici nu au. N-au această posibilitate. Și vă dau un exemplu. Vorbeam cu fermierii într-o zonă a Mehedințului, acolo o cunosc mai bine. Sunt zeci de tone de castraveți care ar putea să-i vândă micii fermieri care au un solar de 10 ani, nu au unde. Și în felul acesta se duc. Același lucru se întâmplă și cu laptele care e perisabil și nu are ce să facă. Ce facem în felul ăsta? Domnule Baciu, rolul acestei camere agricole ar fi, dacă înțeleg eu bine, un fel de Jolly Joker, să spunem, un tampon între stat, fermierul, în special fermierul mic, și piața de desfacere? Mă refer la hipermarketuri și... N-am mai implicat, îmi permite să intervin. Nu mai implicăm statul, că până la urmă noi trebuie să, în ceea ce privește comercializarea, nu vorbim de investiție. Da, da. Deci, în ceea ce privește comercializarea, trebuie să ne implicăm noi. Da, bine, dar și statul să facă lobby pentru camerele fermierii... agricole, statul ar trebui să facă, adică cât produce România, să facă lobby și la export, așa cum... De ce să nu exportăm și noi? Domnule Baci. Deci, la un moment dat, aș fi vrut să vă spun că eu refuz să mai discut acest subiect, pentru că suntem total pe lângă și eu nu stau la asemenea subiecte. Da. Încă o dată spun, rolul Camerei Agricole este altceva, iar în ceea ce înseamnă piața, îi amintesc domnului Cornel că piața este reglementată prin legea 145 și s-o respecte atât pe țare cât și producătorii acea lege și este perfectă. În rest, că rolul camerei este total fals, camera are cu totul alt rol, nu se ocupă cu așa ceva. Păi trebuie să ocupe de asta, e Camera Agricolă a Fermierilor, trebuie să implice pentru fermieri. Ce vorbim. Deci Camera Agricolă nu este un avocat al producătorului agricol. Asta este, din punctul meu de vedere, eu asta așa o văd. Cornel acum fabulează, au intrat într-un cerc vicios. Și normal, după cum vedeți, nici nu știe care este rolul camerei. Dorește ceva, acțează pe o treabă, dar nu despre asta este vorba. Deci micul producător și piața pentru micul producător a fost reglementată clar prin legea 145. Aceasta legea pieților. Care a intrat în vigoare. Eu mă referem că n-au toți fermierii loc în piață, că n-ai cum. Nu, deci vorbim, eu chiar cunosc piețele, chiar m-au interesat legea 145, chiar am stat de vorbă cu directorul de piață, am stat de vorbă cu fermierii. Nu avem fermieri suficienți care să acopere piața cu legume proaspete care să vină direct de la producători. Asta este adevărul și mergem unde doriți dumneavoastră. Eu mă referam că nu sunt organizați. Deci, piața, păi cine să te organizeze? Ți-ai producția, ți-ai traista cu morcov, cum ai spus, și te duci în piață. Acolo ai masă pusă la dispoziție, ai prioritate că ești producător agricol, ai acel carnet de producător și de comercializare, lucrurile sunt foarte clare. Ce vreți să spuneți acum, camera vine alea cu bicicleta, îi puneți acoșa în mână și duce după... Haideți să fim serioși. Organizează-se organizare. Dacă vreți să vorbim de un lucru serios în care să implicați, să mă implicați pe mine, care reprezint la Paro. Eu discut lucruri serioase. Repetați producătorii agricoli. Deci nu legende, nu nimic, nu. Deci chiar că nu se merită subiectul. Lucrurile sunt foarte clare. Camera Agricolă e foarte clar care sunt atribuțiunile unei camere agricole și nu să ia gospodarul cu morcovii pe bicicletă să-l ducă în piață. Dar care nu este reglementat în legea 145. Îmi pare rău că secretarul Botanoi nu este de găsit, că cred că
Dar de fapt am lămurit-o tot aici în emisiune cu piața. Bine, cu noi, piața vedem, da, noi, că pe noi vedem altfel lucrurile, da, e legea pieții. Dar cum spuneam, nu poți să vii de la 100 de kilometri cu sacoșa. Da, trebuie să organizezi la fiecare comună, că poate în acea comună să fie 10 tone de castraveți acum. Dau un exemplu, sau 50 de tone de lapte. Deci... Și acum dau exemplu cum funcționează acolo. Deci vine mașina de lapte și ia laptele de la poartă. Vine și ia să fac contracte. Dar camera agricolă va fi puntea între fermier și piață. La, când vă spuneți de piață, vă referiți la ce știm toți la piață, vă referiți și la marile lanțuri de magazine? La marile lanțuri. Spuneau marile lanțuri, da? Sunt câțiva fermieri, care, legumicultori, care într-adevăr au intrat în supermarket. Ce zic supermarketurile? Nu e o piață organizată. Deci, nu asta au e declar... predictivitate. Nu au de unde. Se duce la ăla cu 500 de kilograme de castrăni niciodată. Dar având depozitare, rețele de depozitare, legume, carne, cereale și așa mai departe, e mult mai simplu să aceste hipermarketuri să ia contact cu camera agricolă, ce aveți în județul respectiv, ce aveți în țara asta. Dar vă dau exemplu, ceea ce cei care au intrat în supermarketuri, cei de aici din sud, din zona Vidra, Lungulețul, da, și cei care produc, aceștia au intrat, au fost organizați în acel dor de gust de anumite asociații de producători. Și aici poate se face, ce discutăm și în pauză, o să spunem, o confuzie între atribuțiunile camerei agricole și atribuțiunile asociațiilor producători. Adică acest lucru ar trebui să fie în cărca camerei sau în cărca asociațiilor și președintelor de asociație? Pentru că e și domnul Baciu, păi, președintele asociației. Pentru ce facem camerele? Numai să le dăm o consultanță, lucrativ. Pentru cu totul altceva. Pentru ce, domnul Baciu? Dar am spus aici în emisiune care este scopul camerei. Nu ăla de a avea grijă de piață. Piața este reglementată pe 145, Cornele. Da. Și tu și vorbești vorbe, că vrei să scot vorba din casă. Tu, da, ai suprafața care... Vine-te așa pe tine, că ai, te doare pe tine în nu știu ce. Amai, hai să nu fim ipocriți. Haideți să fim serioși, că n-aș fi aici atunci. Hai mai las-o, adică, auzi, haideți, Cornele. Domnul Hoiveanu, uite, pun pariu aici cu băieții care sunt cu camerele aici. Discutăm asta și peste 5 ani de zile dacă acest model va intra vădată. Bine. Și Dumnezeu vorbim. Cel mai important este să treacă modificările. Au trecut modificările, să înfițează camerele, să vedeți cum va funcționa. Pentru că vorbim de sărăcie în România. Deci nu are nicio legătură una cu alta. De ce pleacă? Păi dar nu, omul nu are însă. Dacă noi nu îi ajutăm pe oameni. Ce ajut ce, mă? Să-i ajute guvernul, mă, nu tu. Cine? Să-i ajute guvernul, nu tu. Aici sunt atribuțiunile guvernului de a avea grijă din acajeți. Ai venit tu acum salvatorul României. Nu am venit să salvatorul, să ai grijă, dar trebuie să faci. Nu mai poți tu transpiri tu acum de grijă lui ăla când adică, ai fiți. Haideți, domnule. Băi, Cornel, dacă nu te aștii, măcar tare din gură. Tu ai pornit-o pe un drum greșit, ești încăpățânat, da, și nu vrei să recunoști că ai greșit. Nu știu dacă ai greșit drumul meu. Băi, vino la masă, discutăm, vrei în cameră, facem camera așa cum este, vrei un post în cameră să se asigure, dar facem camerele cum trebuie. Și nu ne batem joc, tu nu vezi că o bâlbâie, da, că iei sacoșa, că eu o duci, că nu știu ce, că dar nici nu cunoști măcar care sunt legile care deja funcționează. Bun, degeaba sunt legi. Unde fac oameni? Băi, du-te mai și-mi bate. Mai zice ce cauți aici? Domnule Baciu, du-te și te bate cu primul ministru că sunt legi și că nu le respectă nu știu care. Păi și cine să vină cu domnul? Și vii tu acum și ce faci? Dacă faci camera agricolă, ce crezi? Ce prerogative de putere ai? Ce crezi că faci dacă ai făcut camera? Ești Dumnezeu? Dar nu trebuie să fim Dumnezeu, trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Hai, mă, băi, auzi. Vorbeam cum vândem cereale, da? Nu, dar când vânzi 10.000 de tone, una când vânzi 100.000, ai un alt preț. Exact cum e la noi. Iar cu micul producător, iar cu supermarketul trebuie să lămuresc. Nu va veni niciodată să fac contact cu tine. Ăla vrea cu camera agricolă va fi. Ăla. Cu camera agricolă va fi. Deci ăla. Trebuie continuitate, vorba și domnul Sprezi, adică trebuie contractate. Eu știu ce înseamnă supermarket. Cornel vorbește, vorbește. Da. Deci supermarketul face cu tine, care îi dai și garanții că îi asiguri marfă pe o perioadă de...
Nu cuți eu de ei. Cruțața da, eu înghețat morcovi. Dar nu hiu, dau... Ce stai? Dar știți că vreau să spun că cu tine, că zici, haideți, eu vorbesc din... în numele la ăștia, de fapt eu o să aibă marfă, dar de fapt nu au. Aducem de la import, credeți că ăia nu sunt organizați când vine de la ei, vin mere, legume și așa mai departe? Credeți că ăla e numai unul singur care produce? Se acord cu dumneavoastră, dar acolo asta era vorba de cooperative, era vorba de asociații care făceau acest lucru. Bun, dar și asociațiile ăștia când pleacă la export, cine le coordonează până la urmă? Cine? Cineva le coordonează? Da, dacă aveți alte subiecte. Vreau să vă întreb, pentru că aici toată lumea a fost, am fost de acord de la începutul emisiunii, că vrem ca aceste camere agricole să fie, să fie pe legea 283 din 2010 sau cât mai aproape legea de acel 283, dar modificată bine. Modificată bine. Care ar fi principalele modificări din punctul dumneavoastră de vedere? Că nu v-am întrebat. Legea 283 nu are decât câteva prerogative. Are camere. Ori camera pentru care noi am optat la un moment dat avea vreo 17 prerogative. Abia atunci devine cornel un Dumnezeu dacă prinde un nu, nu, trebuie să fiu. Trebuie bine, să abia atunci. Unii camera, într-adevăr, deci, are, e o forță în teritoriu ceva și are multe... Te băgați la un drum fără... Nu, aveți ceva personal. Asta este. Mai ales că data trecută știți că m-ați văcut și impostori. Cu toate băi, că nu e normal. Din poziția dumneavoastră nu poți să vorbești așa ceva. Dacă tu spui că de reprezinți camera națională când ai 13 camere... Și zici că național, suntem, național trebuie să fie 50 suntem, plus 1. Suntem un grup care, că dacă te, care bă, și, am avut atâtea discuții și am ajuns la un consens cu Ministerul Agriculturii. Ce minister? De aceea... Bă, Ministerul din bun simț, ai să-ți spune, n-ai văzut că nu am venit la întâlnire cu tine. Da, din da. Bun simț, din eleganța și diplomația ministrului, și-au zis da, 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 da. Niciodată. Ne-a dat scris până la urmă. Niciodată, ascultați, niciodată Ministerul Agriculturii nu se va mai implica în a scoate o lege proastă. Că a luat-o nas de atâtea ori. Ar fi bine să vedeți acest lucru. Până la urmă, domnul Butonoi a fost la Comisia de Agricultură. Da, nu? Deci a fost prezent. A fost, da. Și a susținut propunerile noastre. Știți ce a zis domnul Butonoi? Dacă știam că din partea agricultorilor este atât de prost susținută ideea camerilor, nu mă mai duceam. Omul trăiește și l-aduce mai aici. Înseamnă cu noi vorbeau... Păi ce vă aduceți din diplomație? Oamenii sunt educați. Da. Din diplomație ce-o zis-o. Bun. Și atunci uitați-ne... Vă zis că m-am și făcut de râs la Senat. Unde am ajuns atunci? Omul trăiește. Unde am ajuns atunci? Unde sau unde ajungem noi? Dar nu te interesează pe tine. De ce nu? Pe noi ca români. Camera se naște ca o necesitate a producătorilor. Și care nu trebuie cineva să o forțeze. Care e necesitatea aceasta? Când și-or dori-o, o să se nască. Dar nu forțați voi. Dar dumneavoastră... Vă bucurați de acele 200 sau 300 de milioane care sunt mai de euro. Dar dumneavoastră nu mai vorbiți de bani. Domnule Baciu, nu mai vorbiți. Noi când am apucat de acestea, nu se știa de niciun bani. Nu se știa. Haideți, domnule, lăsați-vă. Domnule Baciu, dar ați spus că până să dea acea ordonanță de guvern, ordonanță de urgență, mai erau 200 mâini și toate acele camere se înfințeau. Păi și atunci fermierii vroiau, producătorii vroiau? Și acum nu mai vor? Era o lege funcțională. Da. Păi și acum, de ce nu o facem acum? Era și cornel implicat în aia. Dar de ce nu o facem acum? Era și cornel implicat în aia. De ce trebuie să decivezăm atâta timp? Și după ce aia a căzut, că a fost și el implicat. Da. De ce? Acum, nu. A fost și el implicat în aia, a agreat totul. După ce a venit Dragnea și a schimbat-o, că nu i-a convenit, la o ședință a Consiliului Director la care și Cornel a fost cu mâna pe sus de acord că nu vom aborda niciodată legea Dragnea, că este nefuncțională. Și după aia a venit lui, a făcut mascarada asta care pur și simplu din punctul nostru de vedere al laparului compromite ideea de camera agricolă. Deci trebuie camera agricolă, dacă spuneți că e o necesitate, trebuie făcută atunci. Dacă e o necesitate. Făcută, dar nu așa cum o concepi. Dar cum? Păi, dar atunci haideți să o facem. Poftim? De ce trebuie să mai tracă încă? Au trecut din 2012, 3 ani de zile, ani de zile da? Și ce fac? Până când mai așteptăm? Au trecut 25 de ani. N-am putut să ne organizăm și chiar să ne râdă străinii că nu suntem în stare? Asta ar fi chiar. Păi normal că n-au nicio treabă. Nu interesează să funcționează în România o agricultură sau organizată. Sunteți înființați după legea, după ordonanța 58, sunteți înființați 13. Te rog frumos, la public să o faci. Da.
Ai avut o adunare generală în 2 ani de zile? Bineînțeles. Ai avut și dumneavoastră ați participat. Poftim? La prima întâlnire. Nu, aia a fost o mascaradă, deci n-aș vrea și mă cheme. Azi când mă chem la o bere. Deci fie de merge. Da. Bine, dumneavoastră aveți ceva personal cu mine. Nu, aia a fost o mascaradă. Mie mi-e și rușine mâine a fost, măi. Bun, ați venit la Mehedinți, v-a plăcut foarte mult. Am venit pe la PAR, n-am venit pe Camera Agricolă. Asta este rolul meu. Rolul meu. Dar nu punem problema așa. Deci, nu discutăm de asta. Haideți să facem legea. De 2 ani, funcționează o cameră de 2 ani? Deci, încă o dată. Aveți un bilanț? Deci, măi, aveți un bilanț de 2 ani? Vreți să vorbim de altceva acum? La PAR are 51%? Cine? La PAR are 51%? Nu, după ce am obținut de la judecătorie acum, n-are 51%. Bun, spuneți așa. Noi suntem un grup care vrem să modificăm această lege. Dumneavoastră spuneați că ministerul, de fapt, a fost de față. Deci, ministerul este de acord cu formarea camerei, dar nu pe măicănele. Dar de ce a fost atunci de acord? Vrei să-ți aduc... știi că trebuia la Senat depus niște propuneri. Vrei să-ți aduc propunerile tale, să le arătăm la cameră? Deci au fost propuneri făcute în biroul domnului Botanoiu cu nu, domnul Rădulescu. Propunerile aia, vrei să vii să le arătăm la cameră? Da, arătați-le. Da? O să le aduc data viitoare, domnul Rădulescu. Bine, dar să fie alea reale. Păi nu, alea reale. Cum? Este semnătura ta, cum adică? Bun. Nu este semnătura, sunt propunerile noastre, da. Semnătura se poate face. Deci, în concluzie, facem camerele sau nu le facem? Păi, vrem să facem ceva pentru ferme? Nu. Păi și tu îl întrebi la aici. Păi, domnule Baciu... Dânsul a avut aici mai mult... Domnule Baciu, a spus că la PARU, în această emisiune, a spus că la PARU, ca entitate, nu vrea constituirea camerelor. Exact. Dar dumneavoastră vreți. Nu eu. La cine? Deci, noi nu suntem interesați de camerele agricole, că nu ne folosesc nouă. Da? Dar vrem să-i ajutăm să facă camerele agricole. Asta e care nouă? Nouă, cel de la PAR. Eu vreau camerele agricole. Poftim, ești minoritate, nu știi că am votat. Da. Adică președinții la PAR nu vor cei din teritoriu sau fermierii da, de da, la PAR? Da. Deci nu haideți vor, că nu. Mai este din la PAR care a făcut la Tulcea. Cine a făcut? La Tulcea și o dezmembrat-o. Pentru că și-a făcut haideți. Cine deci, a făcut-o? A făcut-o în seara aia la Murighiol. Acum ne ascultă. Nu vreau să facem circ. Cornelii, aici. Tu faci de râs, nu. Eu chiar deci, nu fac de râs, nicio problemă. Deci tu ia și te liniștește. Nu-i vorba așa, de liniște. Vii. Dacă îți dorești ceva, suntem cei mai săraci, da? Deci la PAR-ul oamenii n-au unde să-și vândă marfa. Suntem cei mai săraci. Da. O agricultură dezorganizată. Da. Păi, ce așteptăm? Bun. Unde mergem? În ce direcție? Pleacă oamenii. Satul, facem... care e procentul care a rămas... vorbim acum, populația rurală în 48%. În 90. Acum sunt 48%. Unde au plecat oamenii? De ce au plecat? Întrebați, faceți reportaje, de ce pleacă oamenii? Spune asta primului ministru. Bun, dar atunci, deci dumneavoastră susțineți, dacă am înțeles eu bine, două chestii. Unu, că ați vrea ca această cameră agricolă să se ocupe de o desfacere. În primul rând de desfacere și în al doilea rând de consultanță, da? Pentru fermieri. Pentru absorbția de fonduri europene despre care vorbea și, și ministrul agriculturii astăzi la ședința la PAR-ului. Despre principalele lucruri care au fost... Sunt atâtea atribuții, dar principal. Din punctul meu de vedere, este de organizare a unei piețe funcționale în România. Asta vine în ajutorul fermierilor. Corect. Deci nu se mai poate. N-ai unde fermierul din România, producătorul ăla, nu are unde să-și vândă produsul. Bun. Domnule Baciu, dumneavoastră, după dumneavoastră, care ar fi principala atribuție pe care ar trebui să o aibă această cameră agricolă? Înființată, să spunem. Consultația agricolă, da. Bunele practici în agricultură, da? Sunt acele prerogative care țin de cameră prin schimburile de terenuri, prin trecerea terenurilor de la intravilan la extravilan, la intravilan, în care camera agricolă trebuie să-și dea un aviz pe care cu profesioniștii care are în cameră. În ajutoarele care le dau prin întocmirea dosarilor, pentru accesarea fondurilor. Astea sunt doar câteva din prerogativele camerei. Cu asta trebuie să ocupi camerei, nu să stea cu morcovul pe bicicletă să-l ducă la piață. Hai să fim serioși. Deci, ori eu nu sunt înțeles sau nu se vrea să fiu înțeles.
Da. Am avut discuție cu bănci. Și dacă îmi permiteți, cu Czech Bank. Da. Da. E o bancă de stat, da. Deci un director de regională spunea, domnule, dacă ar fi camerele agricole, dumneavoastră ați fi, iarăși, vorbeam de piață, punte între fermier și bancă. Pentru că el, banca, vine la camera agricolă. Cine, care sunt fermierii din camera agricolă? Care sunt, care sunt potenți ca să facă... Deci, dacă ar vorbi de o cooperativă, da, ar fi o punte. Cooperativă. Dar cameră, ce control ai tu asupra producției și decizii proprietarului de acel produs? Nu. Ca virgulă cameră. Iar nu m-ați înțeles. Nu. Deci, iar nu m-ați înțeles. Dar nu camera hotărăște. Banca vine la cameră Că banca și nu, banca nu va mai merge în fiecare comună să caute sau să termine. Da? Fiecare. Sau inputurile. Iar la fel. Vine și întreabă, coleg, care banca sunt fermierii? Nu te ia pe tine în calcul când te duci cu garanții. Dar nu trebuie să... Băi, dă-i și lui ăla, știi? Dar nu trebuie să... Dar iarăși, eu vorbesc de una și dumneavoastră spuneți alta. Vorbeam că aici banca găsește un grup din care poate să selecteze. Un grup, dar uitați și în cazul acestor cooperative, din câte știu eu. Da, ai un grup de fermieri și vine o firmă de inputuri, să spunem. Da. Da? Și spune, dom'le, dacă cumperi de la mine, îți ofer discountul respectiv. Da. Da? Pe care, dar dacă nu, sau dacă nu cumperi nu știu cât, sau dacă nu vinzi prin mine, să spunem, nu vinzi prin mine cereale, în cazul nostru, 75%, dau un exemplu, 75%, pierzi acel bonus. În cazul camerei agricole, pe ce ar putea să tragă la răspundere? Nu știu dacă nu se întâmplă acest lucru. Eu n-am auzit o firmă de inputuri care te obligă să-i vânzi produsul lui. Deci îți dă inputuri, dar nu te obligă. Discountul respectiv este dacă îl cumpără atâția oameni. Dacă nu, nu. Da, am înțeles. Dar nu dacă ești obligat. Dacă se cumpără volumul de. Volumul de. La volumul de, ai discount. Dar nu ești obligat să-i dai producția. Nu vorbim de aia. Aia sunt alții. Da, era vorba fie de... Rare și alții sunt bine, da? Deci tu te duci și negociezi în numele cu cooperativii, camerele tale din comuna X, da? În care are 10.000 de hectare, da? Și negociez, eu îți iau pesticide de 20 de miliarde. Cât îmi dai discount? Și el îți spune, ai 20%. Bun, și dacă tu nu cumperi aia de 20, el îți spune, dacă nu iei, nu închei contractul de 20, nu mai e discountul de... Îți faci e de... Să știi. Eu am înțeles, dar se referea dacă nu-i vânzi producția. 76%. Și dacă nu, dar nu te obligă dacă nu-i vânzi producția. Eu la asta mă refer. Bun, aia este altă formă. Da. O folosesc traderii. Să luăm aceste input-uri, da? E, bun, dacă dumneavoastră aveți un contract și cei din camera agricolă, grupul ăla, nu respectă, pentru că de-aia nici nu merg cu operațiile, pentru că nimeni nu respectă de cele mai multe ori aceste decizii. Camera agricolă, pe cine poate să tragă la răspundere? Pe în cazul de voastră. Pe când în cazul cooperativei se acționează pe membrii ei care... E acționar. Da. Acționar e cooperativ. Da, exact. Cine să tragă? Pe cine trage la răspundere? Dar camera agricolă poate să facă asemenea servicii. Ce servicii? Poate. Să cumpere, să vândă. Ce garanții îi pune, mă? Păi, bun, da, dar... Ce garanții îi pune camera? Că toți lucrează pe garanții. Deci... Și ăla, și distribuitorul de inputuri, îi spune. Deci, cum spuneam... Dăm garanții, un cec sau un bilet la ordine. Camerele agricole, așa cum trebuie. Păi, da, știți că și cooperative funcționează în alte țări și la noi nu. Exact. Dar, și de ce nu se vrea? În cazul cooperativelor ați văzut, nu avem oamenii care să respecte regulile jocului. Cel puțin aici la 2-3 cooperative care le cunosc eu mai de aproape. Deci, dacă vorbim de camera agricolă din Franța sau din Germania, nu e vorba mai de consultanță. Sau de... Noi am trecut pe un loc secundar consultanța și asta. Pentru că un proiect îl faci odată la 3 ani, la 5 ani. Da? Dar produci în fiecare an și trebuie să duci marfa. Aici e o problemă în România. Deci voi practic vă transformați în achizitori. Dar poți să devii și achizitor, nu? Deci ăsta e rolul camerei. E achizitor. Dar nu numai asta, că sunt atâtea atribuții care le poate face. Care? Dar eu repet și eu rămân pe ideea mea. Bunere. Cel mai important în România este să organizăm o piață de desfacere a produsului românesc. Bun, deci ca să înțeleg, lucrul care vă desparte dumneavoastră de domnul Baciu este această, să spunem, acest rol în piață al camerelor agricole. Da, exact. Bun. Vreau să vă mai întreb, domnule Baciu,
dacă această, adică această lege pe care a Camerei Agricole, dumneavoastră a spus că o vreți, dar într-o formă funcțională, da, ce veți face pentru ea concret, ca președinte al APAR-ului, ca ea să ajungă pe masa în plenul Parlamentului, să fie votată într-o formă care să vă convină? Îi vom ajuta prin toate forțele care le avem să ajungă până la implementarea în teritoriu. Și după aia facă... Deci, implementarea în teritoriu se face tot la nivel de județ, la nivel de, începând de cu comuna. Conform legii, trebuie să organizeze alegeri. Da? În fiecare comună, în fiecare da, județ. Un alt sistem, da. Așa. Eu știu că am trecut prin asta. Da. Și da. După ce devin funcționali, noi ne vedem, care nu suntem interesați de camere. Da. Ei să aleagă între ei. Nu e vorba, nu-i vorba că aici... Ei au interpretat greșit când au văzut ce spun eu. Că v-am doar să-i trag din apă. Au înțeles altceva. Că, vai, asociațiile este frică din noi. Stai, bă, că nu suntem. Nu e adevărat, n-a zis. Eu am spus că asociațiile sunt tărești. Vrea Baciu nu știu ce. Baciu da. Nu vrea nimic, mă, stați cu mine. Nu, asta sunteți fals informați. De... E problema noastră. Dar eu am susținut că asociațiile... ca să mă interesez. Asociațiile sunt voluntării. Dar nu mă interesează toată viața. Lângă camerele agricole. Pentru că vorbim iarăși de lege atunci când sunt alegerile. Cei mai mulți membri sunt de la asociații. Sunt 8 membri în Colegiul Județean. Și atunci, care e interesul al meu sau celorlalți colegi? Asociațiile trebuie să funcționeze în paralel. Trebuie. Și necesar asta. Că astfel, cine va candida? Bun, la următorii 4 ani. Și, da, și în colegiu. Și din câte înțeleg, credem toți de acord că asociațiile și Camera Agricolă ar trebui să aibă funcții distincte. Exact, și atribuțiuni distincte. Dar trebuie să aibă. Și trebuie să funcționeze. Astfel nu mai vorbim de așa ceva. Confuzie nu este. Eu am susținut asta și o susțin în continuare. Că asociațiile una din prerogative camerelor model Stroiescu era în felul următor. Nu e model Stroiescu. Camera Agricolă, ți-a dat declarația care ai dat-o. Camera Agricolă are rol de a ține legătura între producătorii agricole și oficialitățile statului. Ce vrei, mă? Să vii la ministru, că ăla nu-și din morcovă. Declarația ta, ia și... Păi da, stați așa, și în legea 283 ce scrie? Ce? Ce scrie? Nu e același lucru, că asta n-a fost. Locale. E cu totul altceva. Oficialitățile locale. Locale, ia și citești bine. Oficialitățile locale, normal, dacă îți desfășori activitatea acolo, acolo ai treabă. Acolo ai o problemă, cum ai zis tu, cu tot, te tragi cu piața, te duci la directorul pieții, te duci la primarul de acolo și spui că ăla nu execută, te duci la prefect, te duci, știu, în altă parte. Da, și ajungi la minister. Bun, n-are ministerul, dar nu are prerogativele, nu se ocupă cu așa ceva. Îți dai seama că eu ocup timpul ministrului cu asta.